Nu înlocuiește experiența personală și fiorul simțit atunci când te afli în mijlocul unei culturi noi. Vedeți cu ce impresii s-au întors 4 tineri antreprenori și ce sfat vă dau dacă visați să vizitați tărâmul Japoniei. Agitate, unde regulile stricte modelate de-a lungul anilor constituie o normă obligatorie. Aceasta ar fi cea mai scurtă descriere a Japoniei. Tinerii antreprenori Ana Boișteanu, Ion Bargan, Stanislav Cobulețchi și Ion Plămădeală au văzut cu alți ochi țara soarelui răsare. Eu am fost impresionat de cultura japoneză și de orașul, capitala țării, care are o populație foarte mare. Tot ce ține de Japonia, începând cu limba, oamenii, cultura, tradițiile, chiar și aceleași bariere pe care le-am avut acolo, din punct de vedere lingvistic, a fost o provocare de a merge în Japonia. Societatea este foarte și foarte diferită de ceea ce este în țările europene. Natura este extraordinară. Ce vedem în Japonia? Vreau să menționez în primul rând templele, pentru că sunt iarăși diferite, templele tradiționale, pentru a vedea cum au trăit japonezii de rang înalt mai înainte. La fel ar fi restaurantele japoneze, unde de fapt o stai pe podea. Pentru ce spații de cazare optăm? Deci recomand absolut Ryokan, este casa tradițională japoneză, deci să evităm un pic hotelele obișnuite. Ryokanul este o casă în care e foarte minimalist în stilul lor, unde dormi iarăși pe podea. Ei oferă cumva un echipament, dacă pot să-l numesc așa, pentru a dormi pe podea fără să-ți fie frig. Și la fel acolo găsiți băile tradiționale, care sunt iarăși, nu sunt ca la noi, sunt în pământ și este ca o groapă în care faci baie. Ce mâncăm în Japonia? Chestii ca sushi și sashimi sunt una dintre specialitățile Japoniei. Totodată sunt foarte multe produse bazate pe preparate din orez. Ceva special ar fi miso soup, care tot este o supă specifică japoneză. Ce le este specific japonezilor? Sunt foarte prietenoși, deci în familie la ei mă simțeam ca acasă, râdeam, glumeam, deci era foarte interesant cu ei. Ducem din Japonia. Probabil fiecare își dorește un evantai din Japonia. Au evantaiuri foarte frumoase și de asemenea aș aduce și am adus sake, băutură tradițională japoneză. Două, una pentru mine cu prietenii și una pentru tatăl meu. Și de asemenea am luat o carte din librărie, deoarece cărțile sunt foarte deosebite.